Mulțumesc, maestre. Mi-amintesc regretatul Ion, bine, profesor la universitate, Madan, da. Și zicea, это нигде не написано, нигде не найдешь. Лекциile istoria cărții, nu erau manuale, special în limba română, și noi conspectam. Și acum facem o paralelă, într-adevăr, vă ascultam cu adevărat. Iată, aceste recomandări care au fost acum aduse în vizorul dumneavoastră, cu siguranță nu prea le găsim cum să organizăm, cum să ne ghidăm și să o avem alături pe Iulian Filip la întâlniri cu scriitorii. Următorul vorbitor este Eugenia Bejan, Biblioteca Națională pentru Copii Oncreangă, cu comunicarea beneficii lecturii cu voce tare. Eugenia, pot să te numesc director general interimar, director adjunct, cum este mai corect? De la 3 octombrie. Bine. Dragi colegi, eu vreau să vă rog să vă faceți comozi în scaunele pe care ședeți. Dacă vreți să închideți ochii, puteți să închideți. Eu vreau să fac ceea ce făceam în copilărie, împreună cu fratele meu mai mic. Seara luam una dintre cărțile preferate, am aici Astrid Lindgren pe Piciorap Lung. O citisem dintr-o scoarță în altă scoarță de mai multe ori, dar aveam plăcerea, seara deschideam așa la întâmplare și la ce povestire nimeream, pe ce o citeam. Pepe naufragiază. Când se întorceau de la școală, Tomi și Anica alergau îndată la Pepi. Până și lecțiile tot la Pepi și le făceau. Foarte bine, le spunea Pepi când îi vedea intrând cu cărțile în mână. Învățați la mine, poate că va intra în iscaiva știință și în capul meu. Nu cred că sunt chiar atât de neînvățată, dar poate că, într-adevăr, nu poți să ajungi doamna adevărată dacă nu știi câți hotentoți trăiesc în Australia. Tomi și Anica învățau geografia la masa de bucătărie. Pepi se așeză turcește pe masă. Stați un pic. Îi scăpână Pepi vârful nasului. Să zicem că mă apuc și învăț pe din afară câți hotentoți trăiesc în Australia. Dar dacă unul se îmbolnăvește de pneumonie și moare, atunci se duce pe copcă bunca mea și tot una nu ajung doamna adevărată. Pepe tăcu, adâncindu-se în gânduri. Trebuie să le ordonăm hotentoților să se păzească de răceală. Altfel, cartea voastră o să fie plină de greșeli. Într-un cuvânt, zise Pepe. Să înveți toate astea, n-are niciun rost. Dacă vreți, continui. Sau poate îmi prezint comunicarea. Întotdeauna mi-a plăcut să citesc. Întotdeauna mi-a plăcut când cineva îmi citea. Mi-a citit și mama, dar mai rar, mai mult ne povestea. Pentru că în timp ce povestea, mai și torcea, mai făceam, cum se zicea la noi, țeje, da, pentru alea cu tortul, cu lâna, pentru țesut covoare. De atunci, fără ca să fac mare știință din asta, mi-a dat seama cât de important este să asculți pe cineva când îți citește. Și îți place lucrul acesta nu doar atunci când ești copil, îți place aceasta și atunci când ești adult. Și am văzut după reacția dumneavoastră că v-a plăcut. Dacă am dreptate, vă rog să aplaudați.
nu este meritul meu, este meritul minunatei scriitoare Astrid Lindgren. Mai mulți ani în urmă, un prieten din Marea Britanie mi-a dăruit o carte a unei autoare din Australia, care se numește Mem Fox. Iată cartea. Am citit-o, după care am dat-o în colecțiile Bibliotecii Naționale pentru Copii. Eu cream că o puteți găsi la noi în colecția de specialitate. Reading Magic. Cu un subtitlu în engleză, Why Reading Aloud to Our Children Will Change Their Lives Forever. Adică, de ce, dacă le citim copiilor cu voce tare, le vom schimba viața pentru totdeauna. M-a impresionat foarte mult această carte și m-a determinat cumva să fiu interesată de această temă de atunci și până acum. Mem Fox este o fostă profesoară universitară, dar când și-a dat seama ce influență poate avea lectura cu voce tare asupra copiilor, a devenit promotoare, în fel chiar a instituit ca o mișcare, apoi a început să scrie cărți pentru copii. Aduc doar un citat din ceea ce a scris ea în această minunată carte. Dacă părinții ar înțelege enormele beneficii educaționale și fericirea intensă produsă de lectura cu voce tare asupra copiilor, și dacă fiecare părinte și fiecare adult care are în grijă un copil va citi cu voce tare copiilor minimum 3 povestiri pe zi, noi am putea eradica analfabetismul pe parcursul unei generații, adică în timpul cât crește o generație. Deci, Mem Fox accentuează foarte mult importanța lecturii cu voce tare în formarea abilităților de citire. Și ca dovadă, dacă veți avea curiozitatea să citiți această carte, veți vedea, este chiar exemplu fiicii sale, care după 2 săptămâni de școală, în clasa 1, a început să citească. Mem Fox a mers la învățătoare și a întrebat-o, dar ce metodă miraculoasă ați folosit? Învățătoarea zice, nu, nu am folosit nimic, am făcut ceea ce fac cu toți copiii. Probabil că dumneavoastră, părinții, i-ați citit foarte mult fetiței dumneavoastră. Asta era adevărat. Deci, în 2 săptămâni copilul a început, evident, nu citea fluent, dar deja citea anumite cuvinte. Un alt autor care îmi place foarte mult, un scriitor pentru copii, profesor de școală, scriitor francez Daniel Pénac, și iarăși mă pot abține să vă fac o invitație la lectură. Din păcate avem această carte doar în traducere în limba rusă, dar noi suntem oameni deștepți, cunoaștem și rusa, și este un eseu pedagogic. O carte cu un impact foarte puternic asupra mea, cel puțin, și vă recomand să o împrumutați de la noi, să o citiți. Daniel Pénac a testat în practică efectele lecturii cu voce tare, nu doar asupra copiilor, dar și asupra studenților, asupra adulților, și tot ce a învățat din această practică veți găsi în această carte. Și ce este interesant, Daniel Pénac a elaborat așa-numitul decalog al cititorului sau cele 10 drepturi ale cititorului. Un decalog care a stârnit foarte multe dezbateri, discuții și în continuare, pentru că el începe cu primul drept, dreptul de a nu citi. Și Daniel Pénac spune că instituind acest drept, noi, de fapt, începem să-i stimăm, să-i respectăm pe cei care nu citesc. Și în felul acesta, cumva, determinându-i până la urmă să citească. Este o abordare foarte democratică, zice eu, și foarte înțeleaptă.
nu ajută cu nimic dacă îi spui cu, ha, tu nu citești, ha, dar ce un fel de om ești tu? Niciodată nu o să înceapă să citească copilul sau adultul dacă îl vom trata așa. Da, nu citești, dar uite ce pierzi. Ar fi foarte multe de spus, dreptul de a sări paginile, deci nu neapărat trebuie să citești tot dacă ceva nu-ți place. Poți să nu termini cartea, nu este o crimă, nu-ți place, nu este cartea ta, nu este momentul potrivit ca să o citești. Treci la altă carte și peste ceva timp poate vei reveni la ea. Dreptul de a reciti. Vă rog să ridice mâna. Cine în copilărie recitea de zeci și zeci de ori cărțile preferate? Chiar și acum, da. De obicei, atunci când suntem adulți, nu le mai recitim pentru că nu prea avem timp și vrem să citim alte și alte cărți. În copilărie era cel mai mare deliciu să recitesc cărțile care îmi plăceau. Dreptul de a citi orice, dreptul la bovarism, zice că este o boală care se cu transmitere textuală. Dreptul de a citi oriunde, de a citi pe sărite, de a citi cu voce tare și dreptul de a tăcea în legătură cu cele pe care le-am citit. Să păstrăm doar pentru noi uneori ceea ce am citit. În comunicarea mea care va fi publicată, fac trimitere la mai multe site-uri, organizații internaționale, mișcări care promovează anume lectura cu voce tare. Acum vreau doar să spun că în Germania, Asociația Bibliotecilor împreună cu Fundația Germană pentru Lectură a venit cu o inițiativă de a include lectura cu voce tare în lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. Deci este ca o cultură care trebuie păstrată, mai ales că la unele popoare povestitul, deci și povestitul, nu doar lectura cu voce tare, este într-adevăr un tezaur cultural. Când trebuie să începem să citim copiilor cu voce tare? Când credeți? Când merg la școală? Când încep să vorbească? Când încep să citească? Deci, imediat cum s-a născut, dar dacă se poate și înainte de naștere, da? Foarte mulți părinți așteaptă să-i ducă pe copii la bibliotecă, să le cumpere prima carte, când ei deja sunt gata să... Deci, pe la 3 ani, eu știu, poate mai devreme, când încep să vorbească. A, dar ce să-i cumpăr carte? Că el nu vorbește, el nu citește. Lectura trebuie să fie ca un ritual. Se recomandă zilnic, 10-15 minute, să citim cu voce tare. Putem să citim copiilor, dacă îi avem, putem să citim cu toată familia, putem să citim prietenul prietenii și soțul soției și invers, în orice formă. Ar fi foarte bine să avem un loc special unde are loc acest ritual. Este un beneficiu foarte important care se întâmplă atunci când citim cu voce tare, mai ales între părinți și copii. Atunci când copilul împărtășește împreună cu părintele plăcerea aceasta a textului, a lecturii, se întâmplă o apropiere cu mult mai mare între ei. Deci noi, atunci când citim, împărtășim emoții, sentimente și de aceea aceste 15-20 de minute de lecturi împreună nu trebuie să se termine atunci când pleacă copilul la școală și învață să citească. Deci nu au numai rolul ăsta că părintele citește copilului pentru că copilul încă nu știe să citească. Nu, are cu mult mai mult efect și anume în această conexiune care se stabilește între părinți și copii. Daniel Penac atenționează asupra
greșelii pe care o comit părinții și o să vedeți în prima parte a cărții, este un, o descriere așa, a unei drame care se întâmplă într-o familie, când copilul avea parte de cele momente magice, când tata sau mama îi citea. Și după ce s-a dus la, la școală, el a avut fascinația aceasta când a început, a citit primul cuvânt, a citit mama, a venit acasă, i-a demonstrat mamei, tatălui, uite, eu știu să citesc. Pe care părinte? A, tu știi să citești? Du-te și citește. Ia să vedem, citești tu cu punguța cu doi bani sau scufița roșie. Ia să te întreb eu ce a făcut scufița roșie la momentul respectiv. Și copilul care abia începe să citească, are dificultăți. Deci intră într-o anxietate și într-o situație când este pur și simplu panicat că el nu mai înțelege un text, că el nu mai poate reacționa, că el nu se bucură de acel, de acel text. Mem Fox spunea că scrie și afirmă de mai multe ori copiii cărora li se citește, ei învață cu mult mai repede să citească. Și cred că o bună parte de aici dintre dumneavoastră care aveți copii și i-ați crescut printre cărți, ați văzut în practică lucrul acesta. Dar nu este suficient copilul să crească în preajma cărților. Este neapărat necesar să introducem în lumea aceasta a cărților. Ziceam de această dorință de a reciti o carte. Este foarte caracteristică pentru copiii de vârstă preșcolară. Și un alt autor care mie mi-ar plăcea să-l citesc, dar din păcate încă nu am ajuns să intru în posesia acestei cărți, dar sper cu ajutorul prietenilor din afară să o fac. Deci este Jim Trelease. Veți găsi foarte multe și videouri în internet. Un manual al lecturii cu voce tare a fost elaborat de acest autor și autorul spune, de fiecare dată când îi citim unui copil, trimitem un semnal de plăcere către creierul lui. Ați putea considera acest semnal și un fel de reclamă care îl condiționează pe copil să asocieze cărțile și cuvântul tipărit cu plăcerea. De aceea copilul vrea să recitească, lui a plăcut ceva și pentru el nu contează că el știe, el vrea să retrăiască acel moment. Când scufița roșie este salvată, când lupul este pedepsit sau mai știu eu ce, fiecare copil alege foarte individual. Noi niciodată nu putem să știm ce simte copilul atunci când noi citim o poveste. Și nu întotdeauna este neapărat să aflăm lucrul ăsta. Ne vom da seama mai târziu, pentru că el are dreptul să teacă despre ceea ce a aflat. Este foarte important să alegem cartea. Adultul care îi citește unui copil trebuie neapărat să cunoască cartea pe care urmează să o citească. Adultului trebuie să-i placă această carte. Eu v-aș citi până în seară toată cartea pe Picioarapun, pentru că îmi place la nebunie și acest sentiment am de fiecare dată când citesc copiilor. Citim măcar un fragment din cartea pe care urmează să o citim. Vedem noi ce emoții avem, noi ce reacții avem și după aceea o putem citi copiilor. Dacă ne dăm seama la un moment dat că copiilor nu le place, nu este niciun păcat să ne oprim și să schimbăm, să luăm altă carte. Trebuie evident să ținem cont de la alegerea cărții de nivelul intelectual, social, emoțional al copiilor, pentru că avem lecturi pe care le facem în familie cu un copil sau câți avem, dar sunt lecturi pe care noi, bibliotecarii, profesorii, trebuie să le practicăm, deci cu grupuri de copii.
fie în clasă, fie la bibliotecă cu un grup de copii. Și este foarte important să alegem cartea potrivită pentru vârsta potrivită. Este recomandat de mai mulți autori să evităm textele în care sunt dialoguri foarte lungi, cu mai multe personaje, pentru că la auz este foarte greu uneori să-ți dai seama cine a rostit replica. Mai ales că mulți autori nici nu dau deci acea explicație că a spus cutare sau a zis cutare și trebuie să încercăm să evităm. Pentru copii mici de 3-4 ani și mai mici, e bine să avem cărți în care sunt rime, da? Sunt poezioare cu rime, cu sunete care se repetă. Asta le ajută lor să se concentreze și să-i provocăm ca ei să rostească, să repete acele cuvinte sau fraze mici. Lectura cu voce tare influențează foarte mult abilitățile lingvistice. Deci copiii cărora le se citește, ei vor avea un vocabular cu mult mai bogat, vor începe să vorbească mai devreme. Eu am un exemplu în familia mea. Am nepoți, da? De fapt sunt strănepoți, de la un nepot și de la alt nepot. Și de la primul nepot, fetița este una, ceilalți sunt tocmai trei în familie și evident că mama primea are mai mult timp să-i citească. Și eu urmăresc evoluția ei lingvistică. Ea a început să citească cu mult mai repede decât verișorii ei, care sunt cam de aceeași vârstă. Când avem aceste ore de poveste, cum le spunem noi în biblioteci sau ateliere de lectură, sigur că este foarte bine să-i implicăm pe copii în discuții despre cele citite, dar să fim atenți, foarte atenți la formulare, pentru ca să nu fie ca un examen ceea ce facem noi după lectură. Cel mai bine este aceste întrebări, aceste concretizări, comentarii, să se producă pe parcursul lecturii. Deci să fie ca o călătorie pentru copil, așa, în care el este implicat, el la un moment dat este prieten cu personajul sau își exprimă, să zicem, neplăcerea față de acest personaj. Psihologii afirmă că este foarte important să le vorbim copiilor, să discutăm cu ei cu mult înainte de a avea 3 ani. Conversațiile influențează foarte mult dezvoltarea IQ-ului la copii. Mem Fox chiar spunea, lectura șlefuiește creierul copiilor. Dacă noi le citim, îi antrenăm și vom vedea că copiii pot să se concentreze pe o perioadă mai lungă, au o gândire logică mai bine dezvoltată și, așa cum spuneam, pot să se exprime mai ușor și mai clar pentru că au arsenalul de cuvinte necesare. Nu mai zic de acele fraze, acele cuvinte care ei le iau din cărți. La Mem Fox mi-a plăcut un moment în care ea povestește cum anumite fraze, zicem, din Winnie Pooh, au devenit așa niște fraze folosite în familie, da? Erau deja ca un cod și doar ei știau, pentru că ei știau că acele replici vin din cartea respectivă și era ca un fel de așa un cod al familiei, ceva care le aparține doar lor și îi apropia foarte, foarte mult. Pentru că cei care, să zicem, auzeau aceste fraze, nu neapărat puteau să înțeleagă despre ce este vorba și ei se amuzau pe lucrurile astea. La Daniel Penac o să vedeți cum profesorul, deci este experiența unui profesor care venea la studenți, le preda Kafka. El nu vorbea despre Kafka. El deschidea romanele și le citea ore întregi din Kafka. Și a ajuns
încât studenții scriau eseuri despre Kafka, în care își evocau mare admirație pentru acest scriitor, care nu este chiar așa de ușor de digerat. Un autor foarte cunoscut pentru copii, la momentul actual, deja aproape clasic, Roald Dahl, un celebru scriitor britanic, mărturisește că cele mai fericite amintiri din școala internat unde a învățat sunt cele legate de diminețile de sâmbătă, când educatoarea le cita copiilor care nu aveau posibilitatea să plece acasă în zilele de odihnă. Cele două ore săptămânale de lectură erau cele mai calde într-un loc cam lipsit de spiritul dragostei. De asemenea, scriitorul afirmă că din aceste lecturi cu voce tare a învățat mult mai mult despre literatură și scris decât de la lecțiile formale de engleză. Nu vreau să vă spun mai mult decât să gustăm noi, în primul rând, din această plăcere a lecturii și plăcerea împărtășirii acestor momente de lectură și să ne străduim să promovăm cât mai mult în toate tipurile de biblioteci. Și în cele universitare și în cele pentru copii, această activitate, această metodă de promovare a plăcerii lecturii. Eu vă urez succes și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, Eugenia. Ce faci acolo? Pui în marșul? Vreau să închid, să pregătesc terenul pentru următorul. Pace tuturor! Vreau să spun că vara aceasta, în partea Strășenilor, s-au întâmplat niște evenimente cărturărești care au pus în valoare biblioteca și gospodăria Nădejdei Pădurii într-o optică foarte aparte. Vorbesc despre rezistență pe distanță lungă într-un proiect multianual care se cheamă Iemeneșeana din Poiana Scoreni și unde biblioteca în mod firesc are implicare și în cadrul programului național Lectura Central Nădejda a obținut două echipe de scriitori, deci una la biblioteca Mihail Sadoveanu de la Strășeni și alta pentru Vorniceni la liceul Ion Inculeț, unde am fost împreună cu Vasile Romanciuc și cu două doamne directoare de la Biblioteca Națională pentru lansarea, adică în cadrul programului național, lansarea serii de întâlniri cu scriitorii, pentru că ia uitați-vă și lucrul ăsta că e frumos, 10 scriitori în 10 localități să fie implicați în cazul ăsta. Adică sunt mai multe componente unde treaba asta cu scriitorii vii are importanța ei. Nădejda Pădure. Mulțumesc și pentru onoarea de a mă prezenta, dar și mulțumesc pentru echipele de scriitori care au venit la Strășeni, inclusiv și la festivalul Iemeneșeana, a 33-a ediție pe care am sărbătorit-o în acest an. Mulțumesc frumos! Mă simt foarte, foarte bine astăzi la această conferință, pentru că vorbim nu doar în mod așa foarte pozitiv despre ceea ce este lectura, dar vorbim și despre problemele care există cu acest fenomen foarte important pentru dezvoltarea personalității omului, cum este lectura. Mă simt într-un fel foarte bine în cămașa cioplitorului în sine, pe acest șantier pe care ne aflăm toată viața, noi, bibliotecarii, profesorii și toți cei care iubesc să citească. În aceeași măsură mă simt îndurerată de problemele despre care au vorbit astăzi profesorii
de ceea ce ține analfabetismul funcțional și chiar la acest moment mă întrebam oare dacă avem 45% analfabeți funcționali în școli, care este acel procent în comunitățile noastre? Paul Cornea, în manualul de teorie a lecturii, scris la sfârșitul mileniului, spunea despre un 80% de analfabeți funcționale în Statele Unite ale Americii. Și atunci mă întrebam, oare care este acest procent aici, la noi, în Republica Moldova, ținând cont de generațiile care, așa și nu au mai început să citească cărți cu grafie latină? Consider eu că ar fi bine să avem niște cercetări cu privire la analfabetismul funcțional pe tot segmentul de populație, nu doar pe segmentul elevilor, dar chiar și acest procent vorbește despre mari probleme care țin de educația competenților de lectură la tinerii noștri. Știa el ce știa cronicarul Miron Costin despre analfabetismul funcțional, pentru că încă veacuri în urmă spunea că este foarte important să înțelegi ce citești, că dacă nu înțelegi, este ca și cum ai vântura vântul sau a fierbe apa. Eu voi încerca să trec așa, într-un mod mai galopant, peste comunicarea mea, pentru că și pe ea o veți găsi-o în cartea care se va edita probabil destul de curând, atâta doar că voi spune că acest dialog despre care vorbește domnul Iulian Filip atunci când ne recomandă cum să organizăm întâlnirile cu scriitorii este cu adevărat foarte important. Dialogul este important în sine, chiar și atunci când el este interior, când cititorul dialoguează cu autorul atunci când citește, dar mai cu seamă dialogul este important atunci când scriitorul vine la cititor și ne-am convins despre cât este de benefic acest dialog la o recentă întâlnire cu Aurelian Silvestru în biblioteca noastră, unde, de fapt, toată lumea care era prezentă în sală citise cărțile și nu una, dar mai multe din cărți. Și atunci dialogul a fost chiar cu adevărat benefic și cred că pentru unii dintre cititori aceste întâlniri sunt marcante. Deci le va marca viața această întâlnire, ei vor deveni altfel, ei vor încerca prin lectură să-și schimbe unele trăsături, să dobândească ceva foarte important pentru ei. Iar rolul bibliotecii în formarea unei personalități este foarte mare. Copilul care astăzi doar însușește niște competențe de lectură, mâine va schimba ceva și el va schimba aceasta nu doar în viața sa, dar în viața familiei sale, în viața comunității și de ce nu în viața pentru întreaga omenire. Am încercat la biblioteca noastră să inițiem o cercetare pentru că tinerii sunt acea categorie de utilizatori care este preponderentă în biblioteca noastră. 80% dintre utilizatorii bibliotecii noastre sunt copiii și tinerii. Deci, în acest context, am vrut să știm care este motivul, de ce ei vin la bibliotecă, ce îi face să citească. Voi încerca să trec doar unele din rezultatele acestei cercetări. Mici cercetări pe un eșantion de 50 de persoane, deci cu tineri cuprinși în vârsta, cu vârsta cuprinsă între 15 și 22 de ani. La prima întrebare am încercat să înțelegem ce reprezintă pentru tineri lectura și 54% dintre respondenți au spus că lectura pentru ei este un mod de a se autodezvolta.
46% au ales pasiunea și ocuparea timpului liber. Deci aici erau răspunsuri multiple. Și doar pe locul 4 se află studiu, ceea ce ar fi un suport în procesul de studiu. Că tinerii vin la bibliotecă pentru autodezvoltare este foarte bine, ei își dezvoltă noi competențe. În același timp, noi înțelegem că trebuie să revizuim și colecția noastră de publicații pentru ca să satisfacem necesitățile tinerilor la acest capitol. În același timp, pun un semn de întrebare. De ce lecturile pentru studiu sau pentru suportul la orele de școală este doar pe al patrulea loc? Zic eu, poate colecția noastră nu le satisface, nu-i satisface. Poate astăzi manualele sunt altfel și ei iau totul din manuale. Poate procesul de învățământ este altfel și ei azi nu dobândesc cunoștință, dar abilități și atunci aș înțelege de ce autodezvoltarea este pe primul loc atunci când își aleg lecturile. Avem niște semne de întrebare, deci, la acest compartiment și cred că vom încerca să studiem mai departe ca să putem fi alături de utilizatorii noștri. Am fost interesați să aflăm cine le cultivă tinerilor dragostea pentru lectură. Și bineînțeles, cum era și de așteptat, pe primul loc se află profesorii, 31% din respondenții au indicat în chestionare, familia, prietenii și colegii 25%, 12% alte persoane, dar mai este un punctaj care ne alarmează, 21% sinestătător au deprins pasiunea de lectură și atunci iarăși din nou niște semne de întrebare față de cei care sunt responsabili de formarea competenților de lectură, sunt și profesori, sunt și bibliotecari printre și familia, bineînțeles. O altă întrebare care mi s-a părut esențială pentru a înțelege cum își aleg tinerii cărțile. Deci, ceea ce era și de așteptat, că 48% din respondenți se informează de pe rețelele de socializare. Ultimii ani am remarcat acest lucru în biblioteca noastră. Tinerii vin cu liste de literatură selectate de pe noile media. Noi încercăm să facem față cerinților utilizatorilor după analize, ne străduim să le procurăm, bineînțeles, în măsura posibilităților, deși nu întotdeauna cărțile pe care le doresc respondenții noștri, din punctul nostru de vedere al bibliotecarilor, ni se par chiar potrivite pentru a le procura în condițiile când bugetul nostru este destul de limitat. Încercăm să le procurăm, ba mai mult, încercăm să le promovăm, ba chiar și nu că încercăm, dar chiar le promovăm cu ajutorul rețelelor de socializare și avem mereu această legătură cu utilizatorii noștri pentru că am experimentat deja cărțile postate, pagina de Facebook a bibliotecii. În scurt timp, dacă au fost procurate la solicitarea utilizatorilor noștri, sunt foarte repede împrumutate. Utilizatorii trimit mesaje, roagă să fie cărțile rezervate, deci este o legătură foarte strânsă cu utilizatorii noștri. În următorul clasament, un mod de a alege cărțile după titluri și coperțile atractive. Marketingul despre care am vorbit noi astăzi este foarte bun, mai ales la colecțiile romanilor de dragoste, colecțiilor romanilor lacrimogene pe care le citești astăzi și mâine ai uitat despre ce era cartea. Sunt foarte colorate, sunt foarte atractive și foarte mulți tineri le aleg pentru lectură. Urmează sfaturile colegilor, prietenilor,
Abia cu 25% în acest clasament vin bibliotecarii și să mă iertați, dragi profesori, dar sunteți abia 17% în acest clasament. Cred că avem mult de lucru și noi, și bibliotecarii, și profesorii, pentru ca să recâștigăm încrederea tinerilor și să nu ajungem în acest clasament după titluri, după coperți. Încă un moment foarte interesant. Cine din membrii familiei mai este pasionat de lectură? Dar înainte de asta să vă spun că 77% au răspuns că în familiile lor cineva citește. Fie mama, fie tata, fie bunicii, fie rudele apropiate, și 23% au spus că nimeni nu citește în familia lor. Iată aceste 77% de familii cititoare, întâietatea în pasiunea pentru lectură în familie, oare, cum s-a mai spus astăzi, mama. Deci mama este și ministrul educației, și ministrul economiei casnice, și ministrul al multor altor ministere din Institutul Familiei. Fratele, sora, bunei ajung la tata și tatăl este cu 8% într-un rând cu alte rude. Cred eu că nu este doar o vină a taților, este o vină a guvernării care finanțează astfel instituția bibliotecară, că aici sunt doar femei. Și femeile, bineînțeles, zic eu, este o părere proprie, își lasă amprenta. Este mai ușor pentru o femeie să facă activități cu femeile, cel puțin în mediul sătesc. Să știți că o femeie în mediul sătesc nu poate organiza activități, uite, strict doar pentru bărbați, pentru că poate să-și creeze mari probleme. Deci ea mai ușor organizează cu femeile. Și cred eu că și asta este o amprentă asupra unor situații, chiar și în cazul lecturii. Un compartiment al chestionarului nostru erau răspunsurile de ce ar recomanda altor persoane să citească foarte, foarte mult. Au fost răspunsuri foarte interesante, voi da citire doar la două din ele. Ați găsit vreodată vreun prieten mai sincer, mai credincios decât cartea? La sigur că nu. În cărți găsim un infinit de cunoștințe, cultivate de-a lungul anilor de către cei mai deștepți oameni. Citiți, iubiți viața, trăiți clipa citind. Și poate încă una. Pentru a-ți dezvolta gândirea logică și a putea să se dezvolte capacitatea, memoria, pentru a se inspira și pentru a putea să aleagă cuvinte potrivite dintr-o comunicare. Nu am redactat răspunsurile tinerilor. Ce am avea noi să facem? Suntem în căutarea de soluții. Încercăm să fim mai inediți, încercăm să ieșim din tiparele pe care le avem create de ani de zile, pentru că, într-un fel, noi bibliotecari suntem conservatori, ne place ceea ce am făcut de ani de zile și considerăm că a fost făcut bine, dar înțelegem că asta nu mai merge astăzi. Prima soluție, și iarăși este venită din ceea ce am cercetat printre bibliotecarii noștri, prima soluție este să citim. Din păcate, și bibliotecarii noștri nu întotdeauna sunt buni cititori. Deci avem și aici de lucrat. Ca alte soluții, cred că trebuie să ieșim din biblioteci. Să ieșim din biblioteci nu doar la modul fizic spus în afara ușilor bibliotecii, dar să ieșim în spațiile Facebook, cu rețelele, toate rețelele de socializare. Și în acest aspect aș remarca trei din ultimele activități
de acest fel pe care le-a avut biblioteca noastră, o campanie pe care am inițiat-o în 2018, îmi place să citesc, era în bibliotecă și pe rețelele de socializare. A avut o amploare atât de mare în comunitatea noastră că până și o persoană din conducerea raionului, nu voi spune cine este, dar cei care au fost la conferința zonală din 2017 mă înțeleg despre cine este vorba, a venit într-un moment la bibliotecă și spune, da, vreau și eu să fac o poză cu această ramă, că este vorba de o ramă, am avut și o mascotă, o ramă care toată lumea care iubește să citească, să vină să vorbească despre lectură, să facă o poză pe care o postăm pe rețeaua de socializare și atunci și noi ne-am spus că noi am mișcat carul. Dacă această persoană care un an în urmă a spus că în viața lui nu a citit nicio carte și uite că am ajuns om mare, a venit și a spus că da, mie tot îmi place să citesc. Nu știu, poate a fost așa un moment de inspirație, dar zicem noi că este foarte important și aceste momente să se întâmple. Anul 2019, de asemenea, l-am început cu o campanie, începe anul cu o carte bună și a avut și ea efectele ei. Despre alt proiect vreau să vorbesc, dar tot foarte pe scurt, proiectul Biblioteca Stradală, l-am derulat în acest an din luna iunie până luna septembrie. Dacă o ține timpul frumos, mâine va fi evenimentul de totalizare a acestui proiect. În fiecare săptămână, o dată pe săptămână, seara am ieșit în parcul alăturat bibliotecii, parcul Mihai Eminescu, și am organizat activități pentru cei care veneau în parc. Trebuie să vă spunem că în parc cel mai mult vin mămicile cu copii de vârstă preșcolară sau vârstă școlară mică. Efectele le considerăm foarte bune, foarte pozitive pentru noi bibliotecă, pentru că am găsit foarte multă lume care nici nu știau unde este biblioteca în Strășeni, nici nu știau că mai există biblioteci, au fost foarte impresionați de cărțile pe care le avem, impresionați de jocurile pe care le avem, am discutat despre lectură, am discutat despre problemele lecturii elevilor din clasele primare, despre care ne vorbeau mămicile, apropo să vă spunem că și tătici sunt foarte mulți care vin la plimbare cu copiii și cu care am comunicat, am găsit noi prieteni ai bibliotecii care au început să vină la bibliotecă. Am citit în voce tare, am citit nu doar noi bibliotecari, dar am citit împreună cu părinții, am înscenat împreună povești, am văzut efectele lecturilor în voce tare, am văzut efectele când bibliotecarul iese din găoacele unde se simte foarte bine acolo în bibliotecă, la o masă, la un birou, printre cărți, dar când ieși în lume și, bineînțeles, ne vom strădui și în continuare să facem astfel de activități. Dacă doriți mai multe despre activitatea bibliotecii noastre, bineînțeles că găsiți pe pagina de Facebook a bibliotecii. Și cu aceasta am încheiat comunicarea și vă mulțumesc. Da, Nadejda, treci mai lângă mine, dacă nu te supere. Eu la bibliotecă mă duc totdeauna cu cărți. O habă de vreme luam cărți de la bibliotecă, dar acum întorc cărțile la bibliotecă. Azi, înainte... Da, vreau să mă achit, da. La Biblioteca Națională, invidiați Biblioteca Națională. Este o ediție bilingvă Târgoviște, Chișinău, Sankt Petersburg, adică în română și în rusă. Deci trei capitale, una imperială, alta voievodală și una experimentală. Da. În anul centenarului am editat la Târgoviște un neam, o limbă, deci poeți din patru geografii, de patru adrese românești. Chișinău, Târgoviște, Cernăuți, Alba Iulia, și
acum o antologie de sonete din Târgoviște, Chișinău și, și Cernăuți. Dar Nadejde e de 20 de ani susțin o rubrică la revista din Târgoviște Litere. Mă laud în fiecare lună cu câte un poet basarabian. Fac un portret așa scurt în cheia mea, ca la un pahar de cabernet, anexând o selecție de poezii care îmi plac mie. Este și Nadejda Pădure în această antologie de poezi contemporani din Basarabia, 100 și în paranteză plus 5. Mulțumesc, domnul Filip. Noi vă mulțumim din suflet că ați fost alături cu noi până la ora aceasta și vă dorim o zi frumoasă în continuare, cu sănătate. Doamna Lumela Corghenci, șef secției Centru Formare Continuum Economiei și Științele Informării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Comunicarea Cultura Lecturii și Cultura Informației, Interferențe și Condiționare Reciprocă. Deci, cultura lecturii și cultura informației. Deci, majoritatea antevorbitorilor până la pauză, în mare parte au abordat subiectul citinii de cultura lecturii prin prisma domeniului activității pedagogice. Unde sunt bibliotecile? De ce trebuie să se implice în acest fenomen, în acest proces, bibliotecile? Am încercat să aduc câteva argumente alături de un fenomen foarte important pe care noi, cei veniți din bibliotecile, cunoaștem poate mai bine, vorba fiind despre cultura informației. La părerea mea, aceste două fenomene, cultura lecturii, competența lectorală și cultura informației, având foarte multe tangențe, foarte multe aspecte care se intersectează, aspecte comune. Deci, prin intermediul sau dezvoltarea competenței de cultura lecturii, de fapt, duce la formarea unui membru activ al comunității. Asta este ideea primului aliniat de pe slide-ul pe care îl vedeți în fața dumneavoastră. Deci, este vorba despre dezvoltarea acelor cunoștințe, acelor abilități, acelor deprinderi care contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice, neunilaterale, vorba fiind despre educarea unui om pe care îl vrem, într-o comunitate teritorială, într-o comunitate de învățământ, într-o instituție, de ce nu? Deci, cultura lecturii și cultura informației, asta o cunoaștem cu toții, fundamentează învățarea pe parcursul întregii vieți. Deci, noi, prin intermediul sau biblioteca implicându-se în aceste procese, deci nu oferă peștele, dar învață omul să pescuiască. Învață utilizatorul, non-utilizatorul, oricare membru al comunității să pescuiască. Deci cultura lecturii și cultura informației asigură creșterea rolului bibliotecii. Asta ne dorim cu toții, în comunitate, o poziționare mai strategică la nivel național, de ce nu și internațional, și aveți fixate pe slide prevederile articolului chiar 1, articolul 1 din legea cu privire la biblioteci, care ne califică pe o nouă poziție, vorba fiind despre biblioteca drept un serviciu public care oferă anumite servicii și nu în ultimul rând, implicându-se în dezvoltarea competenței de cultura lecturii și cultura informației, biblioteca de fapt are posibilitatea de a dezvolta noi servicii. Servicii orientate pentru dezvoltarea la rândul său a competențelor utilizatorilor, tuturor membrilor comunității. Deci, haideți în continuare să urmărim care ar fi conținutul culturii, deci competenții electorale a culturii lecturii și a culturii informației, pornind de la principiul european privind esența fenomenului, noțiunea termenului de competență. Deci, competență, din câte cunoaștem din textul rezoluției deci Comisiei Parlamentului European, ține de o totalitate, o sumă interconectată de cunoștințe, deci deprinderi, orientări, așa, orientări de perspectivă. Aveți pe slide fixat care ar fi implicarea sau care cunoștințe ar trebui să dezvolte biblioteca, bibliotecarul, vorba fiind despre competența lectorală.
Evident că aici vorbim despre o interacțiune cu alți factori interesați de dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Vedeți pe slide, dacă e vorba de cunoștințe, autoritatea documentului, au vorbit azi în mare parte reprezentanții domeniului pedagogic. Într-adevăr, autoritatea documentului a unei cărți contează foarte mult pentru mine în calitate de utilizator. Cine este autorul, dacă e persoană fizică, ori subiect, dar cărui autor instituțional a fost editat un document, o carte. Deci, din start, când creează o informație clară, prin calitatea informației cuprinsă între aceste pagini, etc. Ori, încă o chestie, în contextul comunicării doamnei Nelly Țurcan, dacă văd un document care are indicatorul 2i, deci eu mă bucur enorm, asta înseamnă că am acces la această lucrare, în primul rând, în formatul accesului deschis, deci este vorba despre o publicație digitală pe care o pot accesa, deci, în baza platformelor de acces deschis. Deci, și iată, privind aceste componente sau aceste aspecte a nivelului de cunoștință, eu cred că noi, bibliotecile, ne găsim foarte clar rolul și locul privind dezvoltarea competenței lecturii. Elementar, stimați colegi, mă gândeam. Deci, aveam viitor studenți, răspunzând că mai aveam cititori, care nu înțeleg ce ar fi, de ce, cum poate fi utilizat un aparat auxiliar. Atunci când e, mai ales vorba fiind poate despre o carte de conținut științific, pentru că cultura lecturii ține nu doar de biletristic. Deci, o carte de referință, un manual, o monografie, se investește foarte mult pentru a elabora un aparat auxiliar, cel puțin câțiva indic și auxiliare. Deci, de ce? Cum utilizăm acest aparat auxiliar? Așa? Și alte aspecte prin care și în care rolul bibliotecii este vizibil. Dacă este vorba despre, deci, a doua parte care formează competența de cultura lecturii, este vorba despre, deci, deprinderi, abilități, cum transformăm, sau, deci, cum transformăm aceste cunoștințe în deprinderi, în abilități. Și iată care ar fi o înșiruire care, încă o dată, deci, vedem clar că are tangențe cu activitatea instituțiilor cu care o bibliotecă ar trebui să colaboreze în dezvoltarea acestor competențe privind utilizatorii, non-utilizatorii și prin care metode. Partea a treia pe slide sunt niște recomandări care țin de activitatea bibliotecii, dezvoltarea unui bloc de lectură, cluburi de lectură. Și azi, audind prezentările colegilor din domeniul pedagogic, nu vă supărați că zic așa, da? Noi venim din domeniul biblioteconomic, dumneavoastră din pedagogie, deci avem multe lucruri în comun, deci mi-am schițat în materialele mele încă o mulțime de metode pe care ar putea să le promoveze mai ales biblioteca. Evident că în colaborare cu un pedagog, în colaborare cu o instituție pedagogică și oricare altă prezență într-o comunitate. Și dacă este vorba despre atitudini, evident că aici, în mod obligatoriu, trebuie să respectăm acel principiu despre care vorbim, dacă îmi spuneți domnul Nicu, vorbim despre centrarea pe utilizator, centrarea pe om. Doar în acest mod vom vedea în rezultatul cunoștințelor, deprinderilor transmise de către bibliotecă, uite formarea anumitor atitudini, așa, în dezvoltare. Fuge. Deci, dacă e vorba de cultura informației, foarte succint, pentru materialul care vedeți publicat în colegere, veți vedea mai multe detalii. Evident că cultura informației, axându-se pe trei componente de bază, vorbim despre accesarea informației, evaluarea și utilizarea etică și corectă a informației, prevede dezvoltarea, implicarea bibliotecii în dezvoltarea a 7 abilități de bază. Noi le cunoaștem, mai ales noi cei din domeniu. Deci, abilitățile corespunzătoare le aveți înșăruite pe slide, unde nu se vede, așa? Nu se vede. Deci, ajung la concluzie, păi dacă nu merge, evident, ajung la concluzie, așa? Dacă am comparat componentele competențelor de cultura lecturii și cultura informației, am putea specifica, specificăm că ambele fenomene, centrându-se pe actul lecturii, evaluării, țin de area de implicare și influență a oricărei biblioteci publice.
bibliotecă publică teritorială, bibliotecă școlară, bibliotecă universitară și națională. Persoana, utilizatorul de bibliotecă, oricare membru al comunității care deprinde și deține cunoștințele, abilitățile și atitudinile de cultura lecturii, este mai eficient privind accesarea informației, evaluarea și compararea acesteia și mai ales utilizarea etică și corectă a informației. Noi suntem membri ai, cu părere de rău, ai, poate, a faptului că e amploare fenomenul foarte mult, da? Este vorba de plagiat, părere de rău de consultă cu astfel de situație. Ca fenomene interferente, cultura de lecturii și cultura informației au un caracter supraordonat, stau deasupra tuturor competențelor persoanei, le consolidează și le augmentează. A fost emisă această idee azi în prezentările antevorbitorilor. Și evident că o recomandare existentă pentru biblioteci, pentru colegii mei din biblioteci, despre care am vorbit și în cadrul activităților educaționale organizate la Biblioteca Națională. Deci biblioteca are posibilitate de a dezvolta noi servicii în sprijinul utilizatorilor. Deci dezvoltarea competențelor citind de cultura informației, dezvoltarea competențelor citind de cultura. Mulțumesc pentru atenție! Domnul Bilă, vă mulțumim mult pentru comunicare și următorii ar fi fost colegii noștri din Cehia, de la Biblioteca Națională a Cehiei, care parcursul mai multor ani activează în cadrul unui institut care noi am avut și noi posibilitatea să facem cunoștință. Ei astăzi ne salută și comunicarea lor se axează pe activități majore care sunt întreprinse de Cehia pentru susținerea și promovarea lecturii în rândurile copiilor. La baza acestor activități stau sondajele internaționale care demonstrează necesitatea implementării activităților pentru acest grup țintă. Bibliotecile publice din Cehia, împreună cu școlile primare, grădinițele, susțin abilitățile de citire într-o varietate numeroasă de moduri. Coordonatorul acestor activități este Asociația Bibliotecilor și Profesioniștilor din domeniul informării a Republicii Cehe, în special divizia Clubul Bibliotecilor pentru Copii. Cele mai importante proiecte din nivel național ce țin de carte și lectură sunt Începeți viața cu o carte Bookstart, Sunt deja cititor, Noapte cu Andersen, Unde se termină lumea, Vânătorii de pierle, Întoarce școala cu susul în jos, Ziua cărții pentru copii și altele. Câteva clipe ca să vedem mesajul video. Let me now briefly
introduce some of them. Number one, start by with a book. It is a Czech version of the Bookstart project. It focuses on newborns, toddlers, and preschool children and their parents. The parents are given a package that serves as an invitation to the library. The library then organizes various events for children and their parents. Number two, I am already a reader, book for first reader. This project helps pupils develop their reading habits from the first grade of primary school. Pupils come to the library and get to know interesting books. Then they take part in a final celebration during which they receive a book published especially for them. Number three, Tonight with Anderson. It celebrates the International Children's Book Day. Children usually come to the library in the afternoon, read together, enter competitions as a club. Then they spend the night in the library, and their parents pick them up in the morning. Countries such as Slovakia, Poland, or Canada also join them. Number four, Where the World Ends. It is an umbrella project for a wide variety of activities organized by children's departments in public libraries. It includes a closing ceremony where the most notable achievements are appreciated. Number five, Pearl Hunters. It is a project which supports children's reading using game elements. School children choose a game they like. Their list of questions are, and get a call for me for answering the questions. The more books they read, the more calls they get. Number six, Kermit School Upside Down. This project supports reading with a special emphasis on reading aloud to the family, or, in other words, home reading performed by the adults. Children then rate their performance. Several times per year, parents meet in the library and share their experiences. Number seven, Children's Book Day. It seeks to support reading in children, promote high-quality children's books, and persuade parents to give children books as presents. Libraries invite local booksellers to come to the library and sell children's books on their premises. So, we have introduced several projects. All of them are highly appreciated and valued by their stakeholders. Furthermore, we can safely estimate that about 8% of children living in the Czech Republic engage in library programs related to these seven projects. To conclude, although reading literacy in children is supposed to be developed primarily at schools, libraries have a crucial supporting role to play. Thank you for your attention. Stimați colegi, colegii noștri din Biblioteca Națională a Cehiei au acumulat o experiență extraordinară de promovare a cărții și a lecturii. Întreg materialul îl publicăm în lucrarea Lectura și Scările, deci o să aveți posibilitatea să-l citiți și în continuare invit la microfon Natalia Grâu și Viorica Oleinic, Lectura, Revelația lui a fi. Pentru că suntem aici profesori și bibliotecari, am înțeles, voi saluta prin bine v-am găsit, stimați iubitori de carte. Am scris pentru acest program, pentru această conferință, împreună cu doamna Natalia Grâu, un articol pe care l-am vrut aplicabil în practică, de aceea articolul nostru diseminează niște activități pedagogice în vederea
facilitării procesului de lectură, vizând cele trei etape ale lecției, care sunt evocarea, realizarea sensului și reflexia. Dar pe ultima sută de metri, amintindu-mi că trebuie să vin la această conferință azi, m-am gândit că auditoriul va fi format din oameni suficient de competenți în domeniu și că această informație, dacă ar fi, acest articol, dacă ar fi publicat, ar deveni util altora. De aceea m-am reajustat pe moment, pentru că și asta este, până la urmă, apanajul profesorului, să se reajusteze la auditoriu, și vin cu alt articol care fusese scris în paralel cu acesta și care cred că va avea astăzi priză la publicul pe care îl constituiți dumneavoastră. Așadar, de la lectura care este revelația lui Iafi la Lego Ergo Sum. Pentru că articolul acesta are un caracter mai mult publicistic, am să-mi permit să-l citesc, de fapt să fac un exercițiu, o lectură în glas. Astă primăvară am participat cu cercul de lectură de la liceul nostru, Prometeii Cărturesc, la un festival de book trailere de la Focșani. Book trailerul este o găselniță frumoasă, ingenioasă, a unei profesoare de la Focșani, care a preluat ideea de trailer, dar pe care ni s-a solicitat să nu-l aplicăm la vreun film, ci să facem trailerul unei cărți. Astfel, la festivalul de la Focșani au fost demonstrate de către mai multe echipe, ne adunasem acolo câteva sute de elevi din tot spațiul românesc, care am realizat 5 book trailere pentru gimnaziu și 5 book trailere pentru liceu. Imaginați-vă că s-au adunat copii care citesc totuși. De aceea, mirarea mea a fost mare să găsesc în revista digitală scena9.ro un articol intitulat 11 elevi care vorbesc despre cărți antipatice din literatura română, semnat de Venera Dumitrescu, Dimulescu, care sintetizează opiniile unor elevi tocmai participanți la BUVI, festivalul de la Focșani. Pentru mine, impactul a fost neașteptat, cel puțin, pentru că de la elevi care citesc, calificativul antipatice mi s-a părut ciudat, deplasat, și vreau să vă prezint pe scurt ce spune articolul acesta. Așadar, în raport cu ceea ce se studiază în școli, calificativul antipatice trebuie să ne dea de gândit nouă profesorilor. Culorile se îngroașă atunci când descoperim în această listă ingrată de titluri romanul Ion, comedia O scrisoare pierdută, romanul Baltagul sau poeziile lui Eminescu. În raport cu această situație s-ar contura cel puțin două reacții. Cea a profesorului autoritar și rigid, care spune nu acestei atitudini, anulând din start posibilitatea unui dialog și, în consecință, ostracizând și mai mult aceste opere. Pe de altă parte, s-ar putea profila reacția unui profesor flexibil și deschis spre dialog, autoritatea căruia câștigată prin respect, dar și talentul didactic, ar putea să le sugereze elevilor drumul corect spre aceste cărți. Văzută ca o stare veridică a lucrurilor, realitatea descrisă în acest articol mă cam sperie. Motivele pe care le invocă elevii participanți la BUVI este că ei nu se pot cufunda în viețile personajelor despre care citesc, pentru că nu le înțeleg și nu pot găsi o legătură cu problemele cu care se confruntă astăzi. Nu există poduri construite între lumea lor și cea prezentată în lecturile impuse la școală, că mulți se plictisesc cu Rebreanu sau Caragiale în mână, iar plictiseala e doar un simptom pentru problemele cu care se confruntă la ora de română. Faptul că sunt obligați să citească anumiți autori și să reproducă interpretări deja scrise de alții, că profesorii nu au răbdare și disponibilitate să le ofere un context social pentru poveștile trecutului, iar comparațiile cu societatea actuală lipsesc cu desăvârșire. Anulând factorul geografic, trebuie să recunosc onest că aceasta este starea de lucruri din și din Republica Moldova, poate și din alte țări. Și atunci mă întreb și eu, caragialesc, dar și postmodernist, preluând terminul unei culegeri de Ovidiu Papadima, care e faza cu cititul? Deci, care e faza cu cititul, stimați iubitori de carte?
calificativul antipatic raportat la multe cărți dintre noi, la multe cărți pe care noi profesori le-am citit la vremea noastră și citatul ne aparține, cu sufletul la gură, este simptomul unei predări defectuoase. E poate predarea mea sau oricărui alt coleg de breaslă care vrea să rămână onest în fața propriei conștiințe și să recunoști că predau defectuos. Ne plasăm undeva în ipostaza lui August, care bea și îi se pare că toată Roma e beată. Cu alte cuvinte, dacă îmi place mie, este obligatoriu să-ți placă și ție. Da, entuziasmul, bucuria, sclipirea din ochi se transmit elevilor pe termen scurt, dacă predăm cu entuziasm, bucurie și sclipire în ochi. Dar dacă nu, tot de dragul dreptății trebuie să recunosc că o parte din vină, dar dacă îi s-o numim vină, o poartă și elevii. Pentru că, din păcate, ei sunt produsul unei societăți tot mai mult și mai mult consumeriste, care pune în capul unghiului hedonisul. Televiziunile, panourile, toate spoturile ne prezintă, ne ademenesc cu moliciunea și finețea lenjeriei de pat, cu moliciunea papucilor de casă, cu savoarea cafelei și terminând cu finețea hârtiei igienice. Totul este răsfăț adevărat, dar ceea ce nu înțeleg foarte mult tineri este că acest răsfăț costă bani. Ori banii trebuie câștigați prin muncă asiduă. Ori un exercițiu de muncă asiduă devine la un moment dat și exercițiul lecturii. Deci autodeterminare, impunere și disciplină. În această ordine de idei, lectura, care, dacă e să credem unui slogan comercial de acum câțiva ani, dacă citești, ești sexy, e percepută ca plăcere. Lectura trebuie să țină în suspans, să se producă ușor, să fie accesibilă, să abordeze preferabil subiecte despre fete care răzbat în societatea înaltă, care sunt răsplătite prin iubirea unui bărbat foarte dotat financiar. Și atunci, în acest context de lecturi ușoare, care Ion cu dilema sa, care Ana bătută de tat, soț și soacră, care descrieri s-a doveniene sau care să-ți desprind din creștet vălul, să-l ridic de pe obraz. Partea aceasta a articolului a fost intitulată Dubito ergo sum. Următoarea parte a articolului vine cu titlul Cogito ergo sum. Gândesc, deci exist. De la un articol care își asumă o polemică, s-ar cere niște soluții. Paradoxul cel mai mare este că nu cred că vin cu soluții și atunci mă întreb, quo vadis? Chiar nu știu, încă nu știu, dar pot alege să mi-l fac pe elev prieten, confrate de idei sau adept. Ce ar fi să zic clasei? Știți, am citit recent despre această operă niște reacții pe un blog de lectură, care nu sunt deloc favorabile. Aș vrea, după ce o studiem, să aflu și părerile voastre. Ce ați scrie voi în comentarii, pe Facebook sau pe blog, despre această operă? Sau... Aveam și eu, ca și voi, 15 ani când am citit cartea. Mărturisesc, mi-a plăcut enorm. De aceea am să încerc să vă inițiez în tot ceea ce mi-a plăcut, dar vă rezerv și dreptul de a-mi spune când v-a lăsat indiferenți. Vreau doar să o faceți argumentat și în cunoștință de cauză. Ori, romanul acesta abordează probleme îndepărtate de existența noastră, de existența voastră, dar cred că veți fi de acord că nu ne putem limita doar la ceea ce cunoaștem, că există și alte dimensiuni ale existenței umane, iar un om cult are un orizont larg de cultură. Ce-ar fi să le propunem elevilor proiecte de informare, de cercetare, nu doar literară, ci socială sau culturală, prin care ei nu doar și-ar cultiva competența de a munci intelectual, ci și cea de a structura, ordona, gestiona propria activitate. Ar învăța să facă unele conexiuni dintre operă și viața reală, mai ales cu propriile lor percepții, principii și valori. Să fim sinceri, nu doar prin comentarii de motive, mesaje, figuri de stil, care este în mare parte apanajul lecțiilor de literatură română, navigăm noi prin viață, ci prin lecții de viață pe care le adunăm din cărțile citite. Apropo, a formula niște lecții de viață, pornind de la o carte citită, este una dintre sarcinile mele preferate. Știu, bacalaureatul revendică altceva, bacalaureatul revendică comentarii, dar nu ne orientăm doar spre bacalaureat. Avem până la urmă ceea ce vrem să avem.
Totuși cred în valoarea tinerii generații și mai cred în valoarea câtorva principii care ar trebui să stea la baza intenției muncii titanice de a promova cultura cititului. Primul principiu, dedus de mine, este principiul Pantareie, toate curg, care ne va aminti că toate sunt schimbătoare, că generațiile de elevi diferă de la una la alta, că preferințele electorale se schimbă și că ar trebui să fim nu doar canonici în selectarea textelor, ci și flexibili, conectați la realitatea zilei de azi și la gustul electoral al elevilor. Drept exemplu, vin acum de la ore și pentru că în fiecare an elaborăm o listă de texte care vor fi citite suplimentar, discutam azi în recreație cu elevii mei și cineva mă întreabă, dar se poate să negociem, vă rog frumos, două romane care îmi plac mie pentru altul care nu-mi place? Am întrebat, curioasă, dar pe care vrei să-l omiți din lista ta? Mi-a zis, mai trei de Mircea Eliade. Am dat-o în glumă, da, lor Sadoveanu nu ne place de mult. Și am rămas, pentru că promoția de acum câțiva ani de clasa noua, promoția a spus că le place mai trei și vin ăștia puțin mai răsăriți care spun că nu le mai place mai trei și zic de acord cu romanul adolescentului miop. Dar mai trei e frumos. Nu, doamna profesoară, plictisește! Cineva a zis, elevul Dima din a șaptea, haideți nu citim anul ăsta. Spre bucuria mea, vreo cinci au sărit din cinci locuri diferite și au zis, nu, elevul din matina șapte este interesant. Deci, Pantarei, toate curg, timpurile se schimbă, gusturile lor se schimbă și ar trebui să fim flexibili și să ne conectăm și spre ceea ce ar vrea și să îmbinăm necesitatea, datoria și cu revindicările lor literare. Principiul audiatur et altera pars, să-i ascultăm și pe ceilalți sau partea cealaltă, care ne face pe noi profesori obligați să discutăm cu elevi despre lecturile lor, să le acceptăm punctul de vedere, să lăsăm spațiu de exprimare, promovând ideea de valorificare a actului de lectură. Principiul modus vivendi, pe care îl vom raporta întâi de toate la noi profesorii, apoi vom munci pentru a-l inocula discipolilor. Ar însemna ca ei să ne vadă citind, să ne audă vorbind despre cărți, despre lecturile noastre recente. Cu alte cuvinte, în imaginea profesorului pe care l-au în față, dar și a părinților, elevii vor avea un model de lector și vor înțelege că cititul este un mod de viață. Și ultimul principiu pe care l-am dedus este Gaudiamus Igitur, să ne bucurăm deci, care s-ar referi la funcția hedonist estetică a lecturii, dar și mai mult ar viza bucuria elevului de a fi răsplătit pentru efort, mai ales la începutul drumului. Bucuria răsplătirii contează. O vom face prin notă, pentru că știm o notă bună încurajează și motivează, prin laude, prin crearea de prilejuri ca elevii să se manifeste, să-și crească nivelul de autosuficiență și să-și conștientizeze valoarea. Mă abat de la articolul meu care are doar fraza de încheiere și am să evoc o situație din practica mea. De 3 ani lucrez cu unul dintre finii de botez, căruia nu-i sunt profesoară, care este discipolul altei școli și a altei profesoare, care fiind de botez, cu care mă întâlnesc o dată la două săptămâni, pur și simplu pentru a discuta despre lecturile lui pe care tot eu îi le ghidez. Mă ocup eu de lucrul acesta pentru că profesoara lui nu o face. Și am început de la prezentări PPT pentru mama și tata, uite, realizează, de la 7 lecții de viață pe care le-am extras, de la comentariu sociocultural, cam ceea ce fac eu la atelierile mele. Și am zis la un moment dat, dar prezintă-i doamnei profesoare lecturile tale. Copilul care până în clasa a 6-a nu prea citise sau citise de gura mamei, în a 6-a și în a 7-a am acumulat 14 cărți. Mi se pare 14 cărți în 2 ani, e, pentru un copil care nu citise, e suficient de mult. Dânsul mi-a răspuns, dar profesoara mea nu este interesată. Dar profesoara mea mi-a zis, ei și ce, asta e în afara școlii, treaba ta ce citești. Aceasta este o realitate frecventă în instituțiile din Moldova. Să nu lăsăm mâinile în jos, să încercăm luându-o în fiecare zi de la capăt, să credem în munca noastră și în elevi. Merită!
Mulțumim mult, doamne Viorica Olejnic, și acum invităm la cuvânt pe Elena Negoiță, director Biblioteca Publică Raională Pălești. Da, vă spun bună ziua la toți. Deja multe aspecte din studiul meu au fost vociferate, au fost menționate, dar voi risca să le mai repet, din moment ce nimeni încă n-a, deci, n-a, să spun așa, zicala, repetare este mama învățăturii, mai este actuală. Deci, tema studiului meu este lectura în familie și nu merge, deci, prezentarea, nu va rula, deci, voi citi așa cum, adică voi încerca, dar nu știu. Acestea sunt tehnologiile și asta este realitatea. Familia a avut întotdeauna un rol fundamental și incontestabil în constituirea și consolidarea statului, ținând cont de prioritatea familiei de a educa copii în virtutea dezvoltării morale, culturale și spirituale. Biblioteca este instituția responsabilă de lectura publică din raza sa de servire sub toate aspectele posibile. Unul din aceste aspecte pe care îl considerăm foarte important este lectura în familie. Ori lectura, ca și orice ocupație, trebuie dezvoltată din fratele copilărie. Familia deține un rol primordial în formarea primelor obiective de lectură, în provocarea interesului inițial pentru carte, iar bibliotecarii instituțiilor de învățământ revinându-le dezvoltarea continuă a acestor. Lectura în familie este un proces, un subiect mai puțin studiat. Nu mă voi adânci în teoria, deci acestei, și în istoria acestei întrebări, deoarece nu ne permite timpul, însă îmi voi aminti de acea perioadă sovietică pe care am trecut-o și noi, când aproape fiecare familie avea o bibliotecă a sa personală, iar cărțile bune erau la mare căutare. Astăzi însă multe din aceste persoane pasionate mai ieri de lectură, posesorii unor biblioteci bogate, cărți rare, își vând cărțile din bibliotecile personale la tarabie sau la marginea străzilor la un preț de nimic, iar cei ce pleacă cu traiul peste hotare dau cărțile bune la maculatură sau, în cel mai fericit caz, le donează bibliotecilor. Aceasta este o realitate pe care o trăim noi astăzi cu dumneavoastră, cu toții. Astăzi lectura trece printr-o criză profundă. Trăim în secolul internetului, iar tehnologiile informaționale, dar, după cum spune Mircea Cărtărescu, lectura nu are ca inamic ceva din afară. Nu televizorul, nu computerul, nu ritmul vieții ne face să nu mai citim cum trebuie, ci slăbirea interesului pentru viața interioară. Reșind din cele spuse, Biblioteca Mihai Eminescu Fălești și-a propus în anul familiei să ofere noi oportunități de promovare a lecturii în familie. Un studiu aprofundat al acestui aspect al activității bibliotecii poate contribui la realizarea cu succes a acestui scop. Unde domnul și-a luat să vină și deci scopul studiului a fost identificarea rolului și gradului de implicare a părinților în dezvoltarea gustului pentru lectura copiilor, locul pe care lectura îl ocupă la momentul actual în viața familiei și metodele prin care biblioteca poate influența situația în acest domeniu. Pentru început am luat un grup țintă copii de 12-16 ani, mizând pe sinceritatea acestora, în scopul obținerii unui impact mai bun al studiului. Obiectivele studiului arată atitudinea copilului, familiei asupra lecturii, locul pe care îl ocupă lectura în viața familiei și, nu în ultimul rând, rolul pe care îl ocupă biblioteca și bibliotecarul în dezvoltarea lecturii în familie. Studiul de față a fost precedat de un focus grup organizat cu copii de 5-7 ani de la două instituții de educație timpurie din orașul Fălești,
cât și din cele relatate de educatori în urma observațiilor din contactul lor cu părinții. Și s-a constatat că doar unul din 8 părinți citesc copiilor povești înainte de somn. Unul din 10 procură copiilor cărți din librării. În schimb, mai mult de jumătate din copii au deja și știu să utilizeze bine telefoanele mobile, tabletele. Aproape toți copiii au acasă jocuri educative. Dacă lectura celor mici poate fi dirijată într-o măsură oarecare de cei maturi, atunci depinde într-o totul de cei maturi, atunci și lectura adolescenților mai poate fi cumva remodelată. Cercetarea dată a fost efectuată pe un eșantion de 200 de respondenți aleatoriu, deci dintre care 96 de fete și 104 băieți ai liceului din localitate. Și am rămas foarte surprinși când 50% din acești copii, deci din 200 de copii, 100 nu sunt utilizatorii bibliotecii, nici bibliotecii publice raionale și nici utilizatorii bibliotecii liceului. În familie unde citesc părinții, de regulă citesc și copiii. Dacă în familie a existat cultul cititului, atunci copiii vor privi lectura ca pe o normă a vieții, iar această deprindere va fi transmisă și generațiilor viitoare. La întrebare, cine este cel mai activ cititor al familiei, cei 200 de respondenți au răspuns eu, 64 de respondenți, deci 32%, mama, 25%, tata, 22%, frații, 8%, surorile, 15%, bunica, 15% și bunelul, 12%. Deci vedem că reprezentanții genului puternic sunt mai, să le spunem așa, mai leneși la lectură. De fapt, asta s-a știut întotdeauna, că fetele sunt mai harnice la lectură, iar un studiu recent a constatat că nivelul IQ al fetelor, al femeilor, este mai înalt totuși decât cel al bărbaților și cred că lectura a avut de spus un cuvânt în acest sens. Se știe că viitorul multor persoane a depins de existența unei biblioteci în familie. Crescând într-o casă cu multe cărți, educația și nivelul de intelect al copilului sporește de 3 ori în comparație cu cel al copilului care nu are o bibliotecă în familie sau are în casă doar câteva cărți. Întrebați dacă au acasă, în casă o bibliotecă a familiei, din cei 200 de respondenți, 152, adică 76% au răspuns afirmativ. Dar la întrebarea câte cărți conține biblioteca familiei, deci chiar ne-am întristat, deoarece copiii au răspuns în felul următor. Până la 50 de cărți au răspuns aproape jumătate din copii, 49%, de la 51 la 117%, de la 101 la 208% și doar 2% au răspuns că au mai mult de 200 de cărți în biblioteca familiei. Dacă au și ei un raft pe această bibliotecă, în această bibliotecă au răspuns 68% din copii. Deci nu toți au un raft în biblioteca personală a familiei. Și pe acest raft putem găsi mai mult lecturi obligatorii, 27% lecturi suplimentare, 45% și lecturi extrașcolare, 47%. De aici reiese că copiii noștri citesc mai mult de plăcere decât de obligație, deci față de curicula școlară. La întrebarea, citiți mai mult din plăcere sau din obligație? Deci, după cum am spus, au răspuns că din plăcere citesc 71%, din obligație citesc 27%. Cercetările psihologice au arătat că cele mai frecvente cauze ce duc la dereglări în plan afectiv, în special al copiilor, sunt regăsite în familie. Acolo unde copilul își petrece cel mai mare timp, mare parte a timpului său. Cele mai acute probleme de educație care duc la insuccesul școlar sunt inclusiv și lipsa sau insuficiența de comunicare cu copiii. Lipsa de afecțiune în familie,
mai frecvent în familii social vulnerabile. Copiii deseori discută mai des cu colegii, cu prietenii, decât cu părinții. Un subiect de discuție trebuie să fie și lectura. Întrebați, cu cine discutați despre cele citite? Copiii au răspuns, cu prietenii. 135 de copii au răspuns că cu prieteni, cu profesorii 40, cu părinții 77, cu bibliotecara 10 copii. Ne bucură faptul că copiii discută totuși cu părinții lor, dar nu ei se află în fruntea clasamentului, ci prietenii. Iar faptul că bibliotecara este pe ultima poziție vorbește despre faptul că bibliotecarul mai are foarte mult de muncit asupra imaginii sale în comunitate. În schimb, mai bine stau lucrurile pentru bibliotecari atunci când am întrebat cu cine copiii se sfătuie atunci când își aleg lecturile. Aici pentru colegi au optat cel mai mulți, 45% de copii, apoi pentru bibliotecari 37%, părinți 29% și profesori 26%. Deci, este important pentru noi bibliotecari ca nu doar să recomandăm cărți pentru lectură copiilor, dar și să discutăm cu ei atunci când ei întorc cărțile, să îi atragem într-o discuție deschisă ca ei să-și spună părerile de lectură. Trebuie să ținem cont și de faptul că lectura este doar una din modalitățile de organizare și de petrecere a timpului liber. Deseori copiii nu sunt capabili să clasifice preferințele lor de petrecere a timpului liber în ordinea priorităților. Părinții sunt cei care trebuie să gestioneze managementul timpului la copii și să pună în prim plan ceea ce este important pentru dezvoltarea lor intelectuală. Întrebați, ce faci când ai timp liber? Deci copiii au răspuns, cei mai mulți au răspuns, ascult muzică, 143 de copii, navighez pe internet, 133 de copii, ei au putut să aibă mai multe variante de răspuns. Ies în curte cu prietenii, 109, fac sport, 108, citesc o carte, 82, altele, dansez când stau cu sora mai mică, merg la kickboxing, mă plimb cu bicicleta și așa mai departe, 19 persoane. Constatăm cu regret că lectura nu este o prioritate pentru copii, plasându-se pe poziția a cincea în acest clasament. În schimb, utilizarea tehnologiilor se află pe poziția a doua. Cât de des se citește în familie împreună, conștientizând beneficiile cititului în glas, care are un efect benefic asupra copiilor, cât de des discută copiii cu părinții despre cele citite, merg împreună la o activitate organizată la bibliotecă, la librărie, privesc cu familie emisiuni TV despre cărți, vedem. Deci, aici, în această tabliță, păcat că nu pot să o arăt la ecran, și diagrame care arată, dar deși părinții nu vizitează prea des activitățile organizate de bibliotecă împreună cu copiilor, doar 10% fac acest lucru. 43% o fac rar, iar 45% nu o fac niciodată. Nu merg prea des la teatru sau la diverse activități, festivități, totuși 10 din ei frecventează foarte des librăria. Iar 34% o fac pentru a procura cărți copiilor. E trist că mai bine de jumătate din copii nu discută cu părinții despre cele citite. Un studiu de lectură din Marea Britanie a constatat că copiii care citesc apoi discută despre cele citite, dezvoltă mai bine abilități de exprimare orală, iar datorită acestora devin mai sociabil, sporește încrederea în sine, se încadrează mai ușor în societate. Constatăm că copiilor nu prea le place să discute cu părinții lor despre cele citite. Așa. Pentru a diversifica serviciile bibliotecii și a spori fluxul de cititori spre bibliotecă, și pentru a transforma biblioteca într-un spațiu atractiv pentru întreaga familie, am hotărât la finele sondajului să întrebăm ce le-ar plăcea mai mult să facă la bibliotecă. Cei mai mulți au optat pentru întâlnirile cu scriitorii. 91 de copii au răspuns astfel. Urmată de schimb de opinii, 81. Să desenez eroi din povești, 65. Să particip la discuții literare, 34. Să vin cu familia la bibliotecă să împrumut cărți, 20. Să particip la lecturi cu voce tare, 18. Și altele, să cânt, să mă joc, să fac teatru, să mă ocup cu sportul preferat, să mă întâlnesc cu prietenii, să joc șah, să construiesc roboți, să alcătuiesc cărți, să cânt împreună cu părinții, să citesc cărți despre animale, să particip la un concurs, să ascult muzică, 18.
Care ar fi concluziile, deci, în rezultatul acestui mic studiu? Pot să spun așa cum este, că nu este profund, este așa, ca să vedem care este starea generală a lucrurilor în acest domeniu, fiindcă familia este, de fapt, un subiect și un teritoriu, să spun așa, tabu. Nu fiecare îți dă voie să pășești pragul, spun așa, nu la direct, dar spiritual al familiei, și orice părinte întrebat dacă se ocupă de lectura copiilor, deci cum stau lucrurile la acest capitol, nu va recunoaște niciodată că nici el nu a citit de mult o carte și nici copilul nu ghidează copilul în acest sens. De aceea și ne-am hotărât ca să luăm acest eșantion de 200 de copii, anume adolescenți, mizând pe sinceritatea adolescenților, cei mici sunt încă mici, pentru ca să știm cum stau lucrurile. Trebuie tot pe părinți să întrebăm, dar adolescenții, așa am constatat în urma acestui studiu, că au răspuns destul de sincer la toate întrebările care au fost, deci, care au fost incluse în chestionar. Care ar fi concluziile? Părinții, și anume părinții, nu profesorii și nu altcineva, trebuie să fie cei care dezvoltă și direcționează procesul de lectură a copiilor în familie de la cea mai fragedă vârstă. Anume aici, în familie, se începe totul. Deprinderile incipiente de lectură în familie depind în mare măsură de prezența unei biblioteci în familie. Vedem că prezența acestor biblioteci și deci, structura bibliotecilor și numerică și calitativă și cantitativă, deci lasă foarte mult de dorit. Copiii citesc mai mult din plăcere decât din obligație, indicând și un număr mai mare de cărți pentru lecturi extrașcolare în biblioteca personală. De aici constatăm că copiii citesc sub nivelul cerințelor conform curriculei școlare, iar despre operile literare impuse de programa școlară se informează din internet. Deci, acum îmi este, să vă spun sincer, dor de timpurile când deci păzeam cărțile de comentarii literare în sala de lectură să nu se rupă o foaie, iar acum cred că m-aș bucura dacă aș găsi o foaie ruptă dintr-o carte de comentarii. Nu mai sunt solicitate și aceste cărți, plus și cărțile deci biletristică, stau și se profuiesc pe polițele bibliotecilor. Tehnologiile informaționale răpesc o bună parte din timpul liber al copiilor, precum și al maturilor. Lectura se află printre ultimele poziții în topul preferințelor de petrecere a timpului liber al copiilor. Lectura în familie nu este o tradiție, adică în puține familii. Nu dramatizez, dar așa este, așa a arătat sondajul. Puțin din utilizatorii bibliotecii vin cu familia la bibliotecă, la fel și puțin citesc sau discută despre cele citite și mai puțin participă la lecturi în glas. Nici părinții și nici bibliotecari nu sunt o autoritate absolută pentru copii când este vorba de discuțiile despre cele citite. Biblioteca și bibliotecarul se bucură de autoritate redusă, de moment ce doar jumătate din respondenți sunt beneficiarii bibliotecii publice, cât și acele școlare. E necesar ca bibliotecile publice, în parteneriat cu cele școlare, să-și regândească și să-și restructureze activitatea astfel, încât să atragă copiii la bibliotecă. Eu înțeleg faptul că 50% din copii sunt utilizatorii bibliotecii publice raionale. Din moment ce procentul, după cât eu sunt informată pe țară, deci utilizatori total în biblioteca raională sunt undeva 20-25% din populație, din populația localității sunt utilizatorii unici ai bibliotecii, dar că 50% din elevi nu sunt utilizatorii bibliotecii școlare, chiar m-a surprins cum să înveți în liceu și să nu între la un repaus în bibliotecă și cum să nu frecventezi biblioteca școlii. Simplu, da? Chiar nu știu. Așa. Și câteva recomandări care putem să le deci să vă oferim la această temă. Revitalizarea unor practici mai vechi, dar neîntemeiat date uitării, cum ar fi evidența prin utilizarea formularului unic al familiei cititoare. Pe când am început noi să lucrăm în bibliotecă, deci era această practică, se ducea un formular unic al familiei și noi știam care sunt familiile, cele mai active familii cititoare. Ar fi bine ca și acum
Deci cu atât mai mult că acum putem duce această evidență și în format electronic. Putem expedia fiecărui membru al familiei lista cărților recomandate pentru lectură sau noutăților editoriale, putem invita familie la activități culturale sau să le amintim despre necesitatea restituirii cărților, deci în format electronic. Atragerea mai multor familii în activități din cadrul programelor naționale de promovare a lecturii. Deci, cum ar fi campania Să citim împreună, concursurile Cel mai activ cititor, Cea mai activă familie cititoare și Programul Național Lectura Central. Lansarea unui program pentru nou-născuți. Am auzit deja această idee, care se practică pe larg în Finlanda, în alte țări, unde bibliotecile au parteneriate cu maternitățile, unde chiar de la naștere părinții primesc un cadou așa simbolic de la bibliotecă, unde sunt incluse și listele de literatură recomandate pentru copii, chiar pentru nou-născuți. Și ulterior părinții vin cu aceste mici cadouri sau sacoși și vin la bibliotecă, se înscriu și în rezultat primesc în dar niște cărțulii pentru copii și părinții se pătrund de acea necesitate de a frecventa biblioteca cu micilor copii chiar de la naștere. Programul Vreau să-mi citești. Am văzut acest program la Biblioteca Județeană de la Cluj și urmărind rețelele de socializare, am văzut că se practică pe larg și în multe biblioteci din Republica Moldova și este foarte bun atunci când în bibliotecă vin părinții, vin frații, surorile, cunoscuții și citesc copiilor povești, ascultă povestea mea preferată, un proiect similar, dar doar că vin personalități din localitate, oameni mai în vârstă și, deci, citesc iarăși copiilor. Atelieri de creație, atelieri de lectură, proiectul sau clubul Lecturile Familiei Mele, campanie de promovare a lecturii în familie. Această campanie presupune un program mai larg, un mai vast de activități cu o rezonanță în comunitate. Această activitate, deci această campanie, necesită finanțare din partea APLE, altor factori de decizie și poate include întâlniri cu personalități notorii, concursuri de lectură în familie și primirea celor mai bune familii cititoare, întâlniri cu dinastii de familii cititoare, mese rotunde, ce vor elefa rolul benefic al lecturii în familie, prezența factorilor de decizie din comunitate. La fel și elaborarea materialelor promoționale care vor atrage atenția și vor sensibiliza opinia publică asupra importanței problemei, cum ar fi banere, pleante, afișe în locuri vizibile din comunitate, în transportul public, de exemplu. Citește-i copilului tău 20 de minute în fiecare zi. Iată, eu de multe ori circul, eu trăiesc în suburbie, într-o suburbie și circul în toată ziua și am văzut de multe ori în rutiere diferite, deci lozinci și diferite, de exemplu, telefonul de încredere al copilului sau altceva, dar nu am văzut niciodată și ar fi bine ca să punem în locuri publice anume aceste afișe. De exemplu, am spus deja, citește-i copilul tău 20 de minute în fiecare zi, citiți această carte împreună cu familia, deci și numești cartea, cititul în glas stimulează creierul, întărește memoria. Așa, educație mediatică pentru Nu știu cât durează la Fălești 7 minute, dar la Chișinău e mult mai mult decât 7 minute. Doamna Elena, materialul va fi publicat în Lectura și Scările, vă mulțumim foarte mult. Și pentru că eu mă uit la sală și văd că aveți urgent nevoie de un motiv de bucurie pe care vreau să vi-l dau, pentru că urmează ultima prezentare, după care va fi mesajul de final și o invit pe Victorița Pogurski. Da, eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și dumneavoastră. O prezență deosebită printre noi este psiholog logoped la Centrul de Dezvoltare Scăpărici. Eu sunt, bună ziua! Chiar mă bucur că nu mai lucrează PowerPoint-ul, eu l-am oricum pe telefon. Subiectul despre care voiam să vă vorbesc este
lectura versus tehnologie, cum citește generația conectată. Și am să încep cu o mică frază care îmi place foarte mult să mi-o spun mie și colegilor mei de la grădiniță, că copiii vor face ceea ce facem noi, nu ceea ce le spunem de fapt. Și în continuare am să vă povestesc scurt, cât mai scurt, despre un studiu care s-a făcut în Marea Britanie pe un lot care cuprindea copii și adolescenți de vârstă între 14 și 23 de ani. Scopul acelui studiu a fost să identifice caracteristicile felului în care copiii și adolescenții percep informațiile online. Li se dădeau screenshot-uri, efectiv niște poze la ecrane să le privească, care conțineau rezultatele căutărilor de pe Google, cum căutăm toți zi de zi pe Google. Așa au văzut copiii acele fotografii. Cercetătorii le-au mai concretizat că primele rezultate erau marcate cu un text ad, adică publicitate, și după aceea i-au rugat să spună care este părerea lor cu privire la faptul că primele rezultate pe căutarea pe Google sunt cele mai relevante pentru ei, sunt cele mai populare după părerea lor, sau sunt de fapt pur și simplu o publicitate. Rezultatele au fost șocante pentru cercetători și pentru mine când găseam și descopeream această informație, că 74% dintre adolescenți și 80% dintre copilași au zis că nu este publicitate ceea ce ne dă Google-ul când căutăm. Iar 20% dintre ei au zis că nu doar că nu este publicitate, dar este exclus să fie publicitate, doar este Google marele ajutător de a găsi informații. În concluzie, una foarte tristă, pot să spun că avem copii în ziua de azi care nu pot să fie atenți în momentul când navighează pe internet. Eu am mers un pic mai departe de zona dumneavoastră, am să revin imediat acolo, dar vreau să termin cu studiul. Așa, și avem copii care nu au capacitatea, din păcate, să filtreze informația și să o privească cu o gândire critică și au dat pentru o sită, să vadă ce e bine sau nu. Ei nu merg la izvoare cum obișnuiam eu și dumneavoastră, desigur, și poate încă câteva generații după mine. Dar acum ei preferă imediat să deschidă internetul. Doamna avea o întrebare, de ce nu vin la bibliotecă? Că nu vor, au calculatoare și smartphone. Nu au nevoie de biblioteci. Sunt biblioteci online, la urma urmei. Așa, de ce am ajuns în zona asta a tehnologiilor? Deoarece până și părinții sunt dependenți de calculatoare și de telefoane. Și unii părinți recurg la o șmecherie, ca să nu-și împartă telefonul lor cu copiii lor, le cumpără telefonul lor. În grupa mea pe care o dirijez acum, am cel puțin doi băieței care mereu îmi povestesc că telefonul lor este ca și al meu, din păcate. Și eu zic că e telefonul mamei și îmi zic că nu, e telefonul meu, doar că eu îl țin acasă, că mamei nu-mi dă voie să-l aduc la grădiniță. Asta ar fi una din problemele timpului nostru. A doua problemă este că noi nu conștientizăm până la urmă ce se întâmplă în jurul nostru și ce impact au tehnologiile asupra copiilor, adică folosirea lor incontrolabilă și fără supravegherea adultului asupra copilului în momentul când ține un smartphone, o planșetă sau stă în fața unui televizor. Și a treia mare problemă este că totuși trebuie să recunoaștem, dar nu este o problemă, este de fapt o constatare, că copiii din ziua de azi chiar sunt diferiți. Creierul lor crește și se formează într-o realitate în care nu s-a format creierul nostru. Noi acum ne aflăm într-o zonă de tranziție cu toții, o zonă în care copilașii, mama mea zice că se nasc cu telefonul în mână. Și așa este. Ei sunt expuși la ecrane de mici. Și încă câte ceva despre ecrane vreau să vă mai spun. Justin Rosenstein, așa, fondatorul chatului Gmail și a butonului like de pe Facebook, spune într-un interviu pentru Times că un om, în general, își atinge telefonul de 2600 și ceva de ori pe zi. Asta este groaznic. Dar, din păcate, asta este. Tot un cercetător din Marea Britanie, nu o să-mi amintesc acum numele lui, spunea că un copil de 7 ani a petrecut în mediul online un an din viața lui, adică în fața ecranelor. Și adolescenții, cu părere de rău, petrec în medii 9 ore pe zi în fața ecranelor. Bine, asta toate comasate, calculator, telefon, tabletă.
Îndemnul meu este, în urma unui experiment pe care l-am citit, făcut de un antropolog american, trebuie să deschid telefonul să văd familia și numele lui, dar o să fie în comunicare vorba aceea când o să se publice. Cu asta închei, pentru că vreau să vin cu îndemnul. Cum scăpăm de toată tehnologia asta? Dar nu cum scăpăm. Cum o folosim? Să fim și noi smart, exact cum sunt și telefoanele noastre când le folosim. Se lua în experimentul acela, antropologul lua câte un cimpanzeu de rang jos dintr-un grup de cimpanzei, îl izola și îl învăța cum să folosească o troacă foarte sofisticată ca să tragă de acolo banane și să le mănânce. Și cât timp îl învăța, dura o perioadă, după aceea îl întorcea înapoi în grupul de cimpanzei și urmărea care este reacția celorlalte maimuțe. Celelalte maimuțe îl ignorau. Unele dintre ele chiar îi furau bananele după ce acesta mititelul schimuia să scoată bananele de acolo. Ulterior au considerat că ar fi bine să scoată și un cimpanzeu de cel mai înalt rang din grupul acela. Spre exemplu, nu știu cum se zice, îmi vine acum termenul în limba rusă, autoritatea ta, cimpanzeu care avea cea mai mare autoritate în grupul acela, exact procedau la fel, îl izolau și îl învățau să scoată din troacă banana, îl băgau înapoi, îl plasau înapoi printre cimpanzei. Și marea uimire a cercetătorilor a fost că maimuțele ei se apropiau și priveau cum face șeful lor treaba asta cu banana. Așa, au scos așa, au pus așa și au început să limite. S-a zis astăzi odată și am să repet că copiii învață prin imitație, dar ei imită de la persoane care sunt sigure pe ele și știu ce fac. Și o fac corect față de ei, în primul rând. De aceea eu vă invit pe toți să folosiți tehnologii, pentru că cărțile, până la urmă, sunt doar un instrument și ele, cum sunt și telefoanele pe care le avem cu toții în buzunare. Dar folosiți-le cu îngăduință, cu bunăvoință. Prezentați-le copiilor cu interes cum interacționați dumneavoastră cu ele. Și cu tehnologie, și cu cărțile. Pentru că tehnologiile nu fură din importanța și spațiul cărților. Copiilor mei din grupă le place foarte mult să asculte povești. Eu le pun mai rar desene animate. Am avut la începutul anului școlar o săptămână dedicată grădiniței și am găsit, era un desen animat cu Bobiță și Buruză și acolo așa se numește o zi la grădiniță. Bine, după aceea desigur că am discutat despre ce se vorbea acolo, încă un pic și termin. Așa. Da, concluzia ar fi că trebuie noi să fim acele modele. Pentru că chiar dacă ei cresc și se dezvoltă într-un mediu diferit de cel în care am crescut noi și ne-am dezvoltat și creierul nostru a căpătat anumite căi și crețituri într-o perioadă anume, generația din ziua de astăzi are și ea la fel și creier și substanța albă și cenușie și neuroni. Trebuie doar să știm să-i ajutăm să gestioneze toate aceste tehnologii și să le arătăm prin exemplul nostru că cititul e fain și interesant și ne ajută să fim creativi, să fim interesanți unii pentru ceilalți. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Victoria. Dragi colegi, eu trebuie să-mi cer acum scuze de la colegii mele care au muncit mult ca să strălucească azi în fața dumneavoastră, dar nu este pentru multă vreme, pentru că exact într-o lună va avea loc forumul managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, iar noi intenționăm să declarăm anul 2020 anul lecturii, deci nimic din munca lor nu se va pierde. Prezentarea mea urma să se axeze pe actorii și scările lecturii. Dacă ați urmărit atent, toți actorii implicați pe scena lecturii astăzi s-au derulat la microfon în fața dumneavoastră, pentru că am terminat cu grădinița și trebuia să începem. Am avut mediul infodocumentar, bibliotecari, am avut mediul educațional, învățători, lectori universitari, am avut scriitori, am avut cercetători. În lucrare vor fi prezenți și librarii și editorii,
Deci ăștia, practic, sunt actorii principali care au responsabilități enorme în ceea ce privește promovarea cărții și a lecturii. Marea noastră provocare este cum să lucrăm împreună, pentru că separat fiecare strălucește pe segmentul său de activitate. Mai rău stăm la capitolul cooperare, colaborare și ceilalți ce. Noi vă mulțumim foarte mult că ați rezervat ziua de astăzi pentru a asista la conferința Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare. Vă invităm să fiți alături de noi și la 30 octombrie. Vă invităm să fiți alături de noi și luni, 30 septembrie, când vor fi făcute totalurile programului național Lectura Central și când vor fi menționați cei mai dintre cei mai buni, pentru că au fost 5 concursuri de nivel național, a fost topul cărților și dacă vreți să cunoașteți învingătorii, vă așteptăm luni, începând cu ora 10, la Biblioteca Națională. Vă mulțumim mult și drum bun spre casă!